Scriptura la Coloseni, ultimul verset din capitolul 1. Coloseni, capitolul 1, versetul 29. Haideți să încercăm să urmărim împreună acest verset, care zice așa. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează putărie în mine. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru binecuvântarea cuvântului pe care ne-l trimite, pentru binecuvântarea amintirii proaspete astăzi, în clipa aceasta, a dragostei pe care ne poartă și a mântuirii pe care a câștigat-o pentru noi deja. Și fie ca această trăire despre care amintea cântecul micuțului, Iisuse, te iubesc, al meu ești, Iisuse, să fie trăirea fiecăruia dintre noi toți. Este clar că suntem ai Lui. De două ori. Prin creație, odată, și prin răscumpărare. Prin faptul că ne-a mai plătit o dată, deși nu ar fi fost drept, dar dragostea așa face, uzurpatorul a primit încă o dată prețul. Și a trebuit să ne restituie proprietarului a doua oară. Domnul Iisus ne-a plătit. Și întreabă Pavel, nu știți că sunteți cumpărați cu un preț? Proslăviți, dar. Adică dați cinste celui care este domn la acest moment. Celui în familia căruia ați intrat. Dați cinste prin felul în care vă purtați. În trupul și în duhul și în sufletul vostru. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem astfel mântuirea biblică, singurul fel în care ea poate funcționa pentru noi păcătoși. Și îmi doresc și în dreptul meu același lucru. Iată la ce lucrez eu. Hai să vedem puțin mai sus la ce lucra Pavel. Și apoi să revenim la partea finală acestui verset foarte valoroasă cu privire la biruința creștină. Zicea taina ascunsă din veșnicii, dar descoperit acum Sfinților. Versetul 26. Și anume, versetul 27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe acest Hristos îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. La această lucrăție. Care era, pe scurt, în cinci rânduri, viața lui Pavel, pentru care simțea el că merită să trăiască pe pământul ăsta. Orice altceva îi se părea absolut neimportant și, prin urmare, pierduse orice interes pentru altceva. Singurul scop al vieții lui era acesta. Ca ce? Să înțeleagă orice om își dorea el unirea imposibilă din imposibilizarea păcatului. Deci, ceea ce păcat a distrus iremediabil, Pavel voia să se împlinească la loc în orice om. Acum, el, Pavel, nu putea împlini el acel ceva în orice om. Dar Dumnezeu putea împlini dacă oamenii aflau și începeau să ceară singuri în dreptul lor. Care era acel ceva pe care își dorea Pavel să fie împlinit în orice om? Să se unească din nou omul cu Dumnezeu în experiența fiecăruia dintre oamenii cu care el avea de-a face. Asta e mântuirea. Mântuirea diferit decât o vede lumea creștină sau lumea păgână, ne referim la creștinism în principal, și aș spune pe de-a dreptul, diferit decât o înțelegem noi ieșine. Diferit decât a înțeles-o a șaptea perioadă a Bisericii lui Dumnezeu la Odiseea, care zice că a predicat legea bună, sfântă, dreaptă și bună, duhovnicească. Până ce a făcut predicarea legii în ei? Continuăm paragraful. Până s-a uscat ca munții Gilboa. Referire la valea de oase uscate din profeția lui Ezechiel. Asta este rezultatul abordării nebiblice a intenției lui Dumnezeu. E bună, legea este. E reflecția caracterului Dumnezeu. Poate un om să intre în cer fără să păzească legea? Nu poate, că de-aia l-a dat pe Adam afară.
De aia a murit Domnul Hristos. Deci o tâmpenie să ne gândim că poți să intri cu păcatele târâși după tine. Ratule, sau cum le cheamă pe fiecare parte. Nu poate. 3. Poate atunci omul să o împlinească. Nu, ca să nu se piardă, să nu fi murit Hristos în zadar. Uimirea răspunsului biblic. Nu poate. Nu, și atunci cum rămâne? Legea e bună, trebuie împlinită și nu putem să o împlinim. Și Hristos a murit ca să o împlinim, nu să nu o împlinim. Nu, cum rămâne? Uite, la asta lucrează Pavel. Să se împlinească imposibilitatea asta. Care? Hristos în voi. Dumnezeu de care te-ai despărțit să vină din nou în tine și să se unească cu tine din nou. Și acest lucru este mântuire pentru oameni. Și acest lucru este desăvârșire. El aduce desăvârșirea. Acum, ce este desăvârșire? Cel mai simplu și, zicem noi, puțin superficial fel de a spune, este împlinirea perfectă a legii. Și acum, un om care nu cunoaște pe Dumnezeu, zice, dă-mi și mie să văd legea, să vedem dacă merge. 10 porunci, o jumătate de pagină. Bun. Încearcă omul, după o vreme, vine ca tânăr bogat și spune, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Înseamnă că am ajuns la desăvârșire? Nu. Nu știm că nu putem să vedem ce i-a răspuns Domnul Hristos după tânăr. Dar vă întreb pe dumneavoastră, ce ziceți? Dacă ai păzit ca tânăr bogat toată legea din tinerețe, ai ajuns la desăvârșire? O părere. Cine își dă o părere? Vă luați curajul să vă luați o părere. Da, ziceți. Deschis. Da, da, uite ce răspuns biblic, Filipeni, capitolul 3, zice Pavel, după neprihănirea pe care o dă legea, eu sunt fără prihană. Și ce fac eu cu această neprihănire? Nefiind cea pe care o cere Dumnezeu pentru mântuire, o arunc la unde? Ziceți. La gunoi. N-a zis așa? Toate acestea, adică și neprihănirea care mi-o dă legea, o arunc la gunoi. De ce? Pentru prețul nespus de mare al neprihănirii Lui, a cunoașterii Lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El a pierdut toate și le socotez precum un gunoi. Bun. Acum, care e diferența între neprihănirea aceasta care o dă legea și neprihănirea pe care o dă Domnul Hristos? Păi, în primul rând, ele nu sunt una și aceeași, cum nu este lumina egală cu întunericul. Cum n-are treabă adevărul cu minciuna, Baal cu Dumnezeu. Deși, aparent, și aia e neprihănire, după termenii ăștia prăpădiți pământești, și cealaltă e neprihănire. Nu. Neprihănirea lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu, este nemărginit decât Dumnezeu, este împlinirea legii sfinte a lui Dumnezeu, care e atributul lui Dumnezeu. Dacă cineva crede că poate și să fie cât Dumnezeu, s-ar putea să nu-l cheme Vasile Ion Radu sau cum ne cheamă noi, ci să-l cheme Lucifer. N-a mai fost cineva care a zis că vrea și el să ajungă pe Dumnezeu fără ajutorul lui Dumnezeu? Nu zis că se suie el. Nu trebuie să-l suie Dumnezeu undeva. Că se suie singur. Mă voi sui până la muntele lui Dumnezeu. Voi fi deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu Lucifer? Chiar insistăm să repetăm această istorie. Și cu mine? Cu noi? Nu cred. Nu. Când ne dă Domnul minte în cap, dacă nu, ne-am dorit. Și atunci, cum rezolvăm? Care este soluția pe care Dumnezeu o rezolvă? O oferă pentru noi, gratuit. Primul lucru să recunoaștem că nu putem. Citeam și aseară Domnul Hristos 257. Când scrie acum? Pildele Domnului. Domnul Hristos
știa că omul nu poate împlini legea lui Dumnezeu, cea desăvârșită, cea sfântă, cea cerută spre a fi împlinită. Ferice de cine ascultă, spune în Apocalips, în primul capitol. De cine împlinește lucrurile scrise în cartea aceasta. Nu. Neascultarea știe unde duce. Și ce a însemnat darea afară de Eden și moartea lui Abel și moartea și cimitirele și tot cortegiul de nenorocire până astăzi. Acolo duce neascultarea. Domnul Iisus știe că nu putem. Nu. Când o veni ziua aia să înțelegem și noi că nu putem. Ca să nu încercăm în puterile noastre ceva pe care oricum nu putem să-l realizăm. Eu zic că ajunge 10 de ani de reformism. Ajunge. După părerile, după chipul și după înfățișarea noastră. A venit momentul să lucrăm și noi lucrarea lui Pavel. Zice, iată la ce lucrez eu. Să propovăduim pe Hristos coborât în sufletele bucovenilor și a celor care ne ascultă pe unde ar fi dumnealor răspândiți în fața Domnului în clipa aceasta, încercând să prindă frimiturile la un moment de închinare. Și pentru că sunt în pâinea vieții, cred în lui că și frimiturile sunt bune la ceva, chiar de strasnite pe fire și pe Dumnezeu. Frații mei, vrem pe Dumnezeu în noi sau vrem pe Lucifer cu filosofia și cu nebunia lui? Nu sunt 100 de variante, nici măcar 3 nu sunt. Atâta. Vrei pe Dumnezeu? Sau strigăm și noi ca nebunia evreiască sau al poporului Israel, israelită, care a strigat, nu vrem ca acesta să domnească peste noi. Noi n-avem alt împărat decât pe Lucifer. Pe Cezarul, spunea lui Corbina Cine. Ne convine cu el. Ce dacă ne joacă în frunt și drap, ne omoară, ne distruge, ne zdrobește. Uite, ne place cu el. Place cu firea mea pământească. Dacă, Doamne, facem un parteneriat, știți cuvânt din ăsta modern, facem o hârdășie, așa, un parteneriat, cu firea mea și cu legea ta poate dă bine. Dumnezeu spune, nu trebuie parteneriatul tău. Niciodată nu te-am cunoscut, ești afară. Aruncați-l afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților, pentru că asta își dorește, cu Lucifer. Încerc să o spun direct, să nu vă supărați cu mine. Fratele se ruga să n-auzim cuvintele, nu, oamenilor, ci cuvintele lui Dumnezeu. Dar dacă ne-am gândit sincer, nu așa stau lucrurile. Nu ne-am obosit noi de când nu funcționează creștinismul nostru, al meu, al dumneavoastră. Ne dorește Dumnezeu cu genuzie. Ne așteaptă pe la ușă. Ne ciocăne. Doar o deschide. Ca să intre mântuirea în sufletele noastre. Să intre în voi, adică în inimile noastre, pe ușa deschisă și să cineze cu noi. Hristos în lăuntru vostru. Hristos în voi. Iată la ce lucrez eu. Ca să înfățișez pe orice om desăvârșit în Hristos acesta care i-a pătruns în inimă. Asta este rezolvarea biblică. E simplu, dar e criminal pentru firea pământească. Nu așteptați că o să ne placă. Ca și cuvinte sună frumos așa. Ia o să fim cu Domnul Iisus în inimă, să putare, dar să te ține Sfântul până peste 70 de minute sau nu știu câte, un pic mai după amiază, așa să se întâmple, nu știu ce, primești un telefon sau cine știe ce se întâmplă, și indirect îți șoptește de afară, de după ușă Domnul Iisus. Cutărescule, îți e greu să dai cu piciorul, cum zicea lui Saul, într-un țepuș. Iată cât te costă să mă primești o linie în inimă. Doamne, stai un pic să-i zic două la telefonul ăsta să mă răcoresc și după aia zâmbitor îți deschid ușa și te invită nouă. Și Doamne Iisus ne iubește și în felul ăsta, dar nici cum nu ne poate lua cu El, ca de Ioan 3 cu 2, când vom fi ca El, nu? Îl vom vedea așa cum este, vom fi ca El, se întâmplă acolo cer, pentru că nu sunt ca El, suntem ca noi. Da. Și atunci concluzionăm. Cea mai mare fericire pentru creștin este să vină Domnul Iisus în viața lui.
Îndrăzniți, spunea Domnul Iisus zâmbind către ucenicii lui. Spunea în ultimul verset din Ioan 16, aseară. Eu am biruit Domnul Universului cu două treimi din toți îngerii creați în lumile necăzute de partea Lui. Creatorul în sine. Deci toate au fost create prin Hristos. Ioan capitolul 1 cu 2. Nimic din ce a fost creat, a fost creat fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Domnul Hristos zice, nu-mi convine, nu-mi place, nu mă mulțumesc să fiu doar departe de tine, să-ți predau printr-un plic sau cumva mântuirea mea, că nu merge. Te pun pe tine să faci și nu-ți merge nici 3 minute. Vin la tine. Uite ce, hai să facem, vin la tine, uite, mă primești? Asta e treaba la care lucrează Pavel. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea. Ca să înfățișăm pe om, orice om, desăvârșit pe Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu. Și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Acum partea ultimă a acestui verset 29. Și mă lupt, zice, lucrez la treaba asta, ca să vină Dumnezeu în fiecare om și în felul ăsta să-i facă neprihăniți pe toți oamenii și să-i înfățișăm înaintea lui Dumnezeu să uită la ei și să vadă în ei pe Hristos, reflectând perfect chipul lui Dumnezeu. Exact ce a spus diavolul, că nu se poate pe pământ. Să se aleagă praful de minciuna diavolului. Nu poate omul să păzească legea. Doamne, e prea sfântă, nu funcționează. Noi toți de 6.000 de ani dovedim că diavolul are dreptate. Doar Hristos a dovedit că minte. Dacă îl primim pe Hristos în inimă, balanța se va schimba exact invers. Nu un om să țină legea lui Dumnezeu pe din lăuntru, în spiritul ei, în asemănarea perfectă cu caracterul lui Dumnezeu, ci o generație de oameni. Ultimile pagini din Cartea Vildele Domnului spune, când această transformare va fi realizată în poporul lui Dumnezeu, El va veni ca să-i pretindă, zice, nu să-i ceară, nu să vadă dacă poate să ia, să-i pretindă ca fiind ai Lui. Adică vine la un escort din ăsta care ți-a curat copilul și încearcă cu o bombonică să-l atragă, să ți-l fure, să-l ducă nu știu unde cu o mașină să-l distrugă, vine părintele la un moment dat și înfige mâna în brațul lui și îl trage cu el și îl pretinde. Ăsta e al meu. Ieși afară de aici. Zice, rupe falca asupritorului, nu? Smulge prada. Nu, sunt cuvinte biblice. Asta vrea să facă Dumnezeu. Să ne ia înapoi, să ne pretindă că semăm Lui. Pentru că nu semănăm cu Lucifer care ne dă tălcoale și ne tot încearcă să ne încânte. Semănăm cu Prințul Slavei. Cum? Nici de cum prin faptul că ținem noi, că facem noi, că împlinim noi, că suntem mai buni decât ceilalți. Ci prin simplu și minunat și infinitul fapt că L-am primit pe Domnul Iisus în viața. Pavel încerca să și el pe varianta aceasta la Odiseea. Păstrez, împlinesc, cine nu face, luăm scrisori de la preoții cei mai de seamă și căsătim și distrugem tot, să punem foc și să se termine cu nebunia, ca să rămână numai ce trebuie. Gata. Un om dinamic, un om hotărât, un om consecvent, cu care Domnul Hristos se războiește pe drumul Damascului și îl surprinde pe toți, spuneam aseară, ne surprinde. Și îmi spune, ce ai cu mine, Saule? Pentru ce mă prigonești? Și după ce s-a întâlnit cu Domnul Hristos și după ce Domnul Hristos i s-a desfășurat, i s-a dezvăluit în toată frumusețea Lui, nu știm câți ani au durat acele 3 zile de orbire a Lui, în care mintea Lui s-a revelat Dumnezeirea și frumusețea planului. Nu știm ce anume și cât de departe, cât de sus a ajuns înțelegerea acestui umil Saul din Tars, devenit acum ucenic cu sinceritate al umilului Hristos. Acolo în Arabia, unde a plecat el o vreme,
să fie învățat de Dumnezeu. Dar știm că a primit cu smerenie această învățătură. Că frumusețea ce a vrut Dumnezeu să-i dea, când a comparat-o el cu frumusețea lui, în ghilimele, aia de la neprihănirea ebraică, de la neprihănirea care se dă legea. Când a comparat-o, a spus, asta e un gunoi, vreau pe cealaltă. Și după aceea a mai avut un singur scop. Să spună la toți oamenii treaba asta. Să învețe în înțelepciune, deci în toată înțelepciunea. Ce înseamnă asta? Orice învățătură care pretinde transformarea omului, ajungerea la ascultare, la neprihănire, fără Hristos în voi, este nebunie, nu înțelepciune. Zice, propovăduim în toată înțelepciunea. Și pe urmă spunea, încă o subliniere care chiar merită puțin insistența noastră în încercarea să luăm pentru noi acest lucru, versetul 29. Mă lupt în privința aceasta după lucrarea puterii Lui care lucrează în mine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu voia treaba asta și Pavel voia și el sub voința lui Dumnezeu, să îndrepta în aceeași direcție. Există o părtășie frumoasă, dacă tot vorbeam de parteneriate, între copil și părinte. Copilul se simte iubit și colaborează cu părintele în prima perioadă a vieții lui și învață. Nu? Multe lucruri. De la nimic, cât știe el când se naște, învață o grămadă de lucruri. Milioane în primii ani de viață. Această colaborare continuă la școală. Îți ia învățătorul mâna și te învață să-l desenezi pe ea. Ai făcut bastona și ai făcut liniuțe, nu știu ce, mai mici, mai strânde, mai putare. Încet, încet, mâna învățătorului cu mâna elevului. Acum, cine învață să scrie cel mai frumos? Cum vă gândiți? Ce fel de copil învață dintre toți 30 de elevi din clasă să scrie cel mai frumos? Care lasă mâna mai moale? Asta e cel mai scurt răspuns. Asta e mântuire. Mulțumesc Domnului pentru realitatea asta frumoasă. Asta atât. Dacă zici, nu, nu așa, asta... Doamna, nu știți, mie mi-a spus mama, gata, să mergem la fel. Bine, mă, fă tu mai bine. Învățătorul, cu găduință. Așa ca Domnul Iisus, bine, voi știți mai bine. Nu vrei ca mine, nu vrei cu mine. Vrei să faci tu. Sau îi dă mâna la o parte, nu, că fac eu. Vedem ce este. Și peste timp, când te uiți la caietele și unora și altora, nu prea seamă. Da. Mă lupt după lucrarea puterii Lui. Adică în aceeași direcție cum merge mâna Lui, mă lupt și eu să duc mâna mea, să o las moale în mâna Lui, să fac și eu cum face El. Și cine lucrează acum cu toată puterea? Nu mâna mea, ci mâna Lui. Uitați partea următoare a versetului. După lucrarea puterii Lui, care lucrează în mine cu toată tăria. Asta e biruința creștină. Mi-aș fi dorit acestea să fie gândurile pentru astăzi. Puterea infinită a lui Dumnezeu lucrând în inima noastră pentru că ne lăsăm moale. Adică ne aplecăm sub dorința, sub intenția, sub călăuzirea, îndrumarea Lui. Asta e mântuirea. Și din cele mai mărunte lucruri ale vieții, din cele mai mici decizii pe care le luăm zilnic, până la cele mai mari, până la cele majore ale vieții și ale veșniciei și ale consecințelor incalculabile, în toate lucrurile, asta este mântuirea. Mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează în mine. Dacă mă lupt împotriva lucrării Lui și puterii Lui, și așa se poate. E tot luptă și aia. Hai să vedem. Care e lupta creștină? Cine se gândește la un răspuns scurt? M-am luptat? Care e lupta creștină? Să faci bine în lupta cea bună. Hai să vedem care e lupta bună. Să împlinești legea.
O fi lupta bună? Să fii bun. Să te porți bine, să nu știu cum. E asta lupta bună. Ce scria lui Timotei Pavel că e lupta bună? Că el specifică, nu ne lasă în întuneric, în întuneric. Ziceți. Lupta bună, cum zice? Da. Asta e pentru că s-a luptat lupta cea bună. Rezultatul, mulțumim frumos, așa sună versetul mai departe. Mă așteaptă cu un alergănit. Dar care e lupta bună? Mai sunt două cuvinte. Aha. Lupta bună nu-i să faci binele. Lupta bună este la șmoale în mâna lui și asta e foarte greu. E de un milion, de miliardă ori mai greu decât să faci bine. Puteam cita, poate cu altă ocazie, reluăm cu scris, Marea Luptă scrie la un moment dat. Mult mai ușor ca oamenii să-și dea trupul mortificării. Știți ce înseamnă asta? Te dezbraci așa la pustul gol, iei un bici cu plumbi și te lovești pe spate. Și plumbea sfârtecă pielea și carnea și țesuturile, nu? Și curge sângele și roare. Și face astea ore în șir. Și cuvântul spune mult mai ușor decât să renunți la firea ta. Adică să lași mâna moale sub mâna învățătorului. Adică să-ți lași voința conștient, voit, sub voința lui Dumnezeu. Mult mai ușor. Mult mai ușor să faci, eu știu, misiuni externe, să faci, nu știu, să te duci la păgâni, să-ți dai trupul să fie ars, să ai credință să munți munții. Mult mai ușor decât să te lași sub mâna lui. Lucrarea la care lucra Pavel este să-L primească oamenii pe Hristos, nu să devină ei mai buni și mai ascultători. Să-L primească pe Hristos, care e nu bun, este bunătatea întruchipată, este dragoste, este primirea legii. Să ajungă oamenii cât Dumnezeu de mare, să înfățișeze pe orice om neprihănit în Hristos Iisus. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, care vrea să o împlinească și în noi, la care lucra Pavel. Și acum, cum se realizează această lucrare pentru noi? Câteva gânduri inspirate despre această lucrare a credinței, lucruri peste care cred că ați trecut împreună și sabatul trecut. Lupta cea bună pe care trebuie să o purtăm este, citat, lupta cea bună a credinței. Cugetat de pe Muntele 142. Acela care se hotărăște să intre în împărăția spirituală a lui Dumnezeu, va constata că toate puterile unei firi nerenăscute, sprijinite de forțele întunericului, împărăției întunericului, se ridică împotriva lui. Vrei să fii ca Dumnezeu? Ține-te bine! Toate puterile firii tale pământești, sprijinite de diavolul, de armata lui, se vor ridica împotriva ta. Egoismul, mândria vor lua poziție împotriva oricărei încercări de a le arăta, nu? Adică egoismul și mândrie, că ele sunt păcătoase. Prin noi înșine nu suntem în stare să ne înfrângem dorințele și obiceiurile rele care se luptă pentru supremație. Vrei să fii bun? Dumnezeu te anunță că nu poți. Prin noi înșine, mai citesc o dată, nu suntem în stare să înfrângem dorințele rele și obiceiurile rele care se luptă pentru supremație. Nu putem avea biruința asupra puterii lui dușman care ne ține în sclavia sa.